Astfel, sub genericul La Hram de Sfânta Mărie, suntem implicați ca organizatori, colaboratori sau prestatori de servicii prin ansamblul Ciprian Porumbescu la manifestările din 15 august 2013 de la Vicovul de Sus, Bălăceana, Vadul Moldovei și Moldovița. La Moldovița se desfășoară și cea de-a patra ediție a Festivalului Minorităților, unde participăm cu formația ale Centrului Cultural Bucovina. Pe 18 august participăm la tot cu ansamblul Ciprian Porumbescu la Zilele Comunii Stulpicani și la Festivalul Național al Păstrăvului de la Ciocănești. Pe 18 august avem două formații, respectiv de la Gura Humorului și de la Cacica, care vor participa, cum participă de altfel an de an, la Hora la Prislop. Pe 23 august vom avea expoziția de artă plastică și fotografică care va fi organizată la Shopping City. Între 31 august și 1 septembrie suntem parteneri de 30 de ani la cea de 30-a ediție a Festivalului a Târgului Național a Meșterilor Olari, Ochiul de Păun. Cea mai vastă acțiune care se desfășoară în această perioadă este Festivalul de Rock, care se desfășoară în colaborare cu Muzeul Bucovinei la Cetatea de Scaun.